Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit pe Sens TV. Sunt Sorin Manea și vă prezint Sens Național, o emisiune de analiză a celor mai importante evenimente care se întâmplă în lume, pe care le aducem aici, le transformăm în știri și le analizăm alături de invitații noștri. Dar până să vă prezint invitații, haideți să vedem care sunt subiectele zilei. Vorbim despre Alexandru Stoianoglu, contracandidatul Maiei Sandu la președinția Republicii Moldova. Totodată ne aruncăm o privire și asupra corupției din armata rusă, pentru că iată, sunt câteva informații secrete dezvăluite de serviciile de informații ale Marii Britanii. Ne uităm și înspre Statele Unite ale Americii, unde apar noi sondaje cu doar două săptămâni înainte de alegerile din Statele Unite între Kamala Harris și Donald Trump. Avem câteva lucruri de lămurit și despre Elon Musk, care în spiritul tradițional american, pe care l-am întâlnit și aici în România, acordă niște stimulente participanților la alegerile din SUA. Vom vorbi să vedem cât de legal, moral sunt lucrurile pe care le face Elon Musk. Iar în final avem o reacție din partea Chinei la două nave militare care au trecut prin strâmtoarea Taiwan în acest weekend. Toate acestea, dragi prieteni, le vom discuta alături de domnul Gicu Firu, care este alături de noi aici în studio. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc! Și dacă este miercuri, bineînțeles, alături de noi din München, inegalabilul domn Mihai Rusu. Mulțumesc și vă spun bună seara, guten Abend! Haideți să le luăm pe rând acum. Vorbim despre domnul Alexandru Stoianoglu, despre care s-au mai spus unele și altele, dar acum haideți să vorbim despre principii și despre modul de viață și despre ce reprezintă domnul Stoianoglu în raport cu doamna Maia Sandu. Vom încerca să aducem câteva elemente pentru a avea o discuție obiectivă, echilibrată în ceea ce privește cei doi candidați pentru președinția Republicii Moldova. Alexandru Stoianoglu, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deși a boicotat referendumul pro-Uniunea Europeană, copiii săi studiază și lucrează în instituții europene. Potrivit datelor publice, copiii celui care a boicotat referendumul și a ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale frecventează instituțiile europene pentru studii și joburi încă din 2014, scrie ziarul de gardă. Corina Stoianoglu, fiica cea mică a lui Alexandru Stoianoglu, a studiat în Olanda și lucrează în Germania. În septembrie 2024, când a început campania pentru prezidențiale și referendum, Corina a încheiat cu Banca Centrală Europeană un contract de angajare pentru poziția de supervision analyst, conform paginii personale de LinkedIn, unde indică și un stagiu în cadrul unui departament al BCE. Aceasta apare în fotografie alături de Christine Lagarde, președinta Băncii Europene Centrale. Corina Stoianoglu a studiat la Universitate de Prestigiu din Europa, Universitatea Maastricht din Olanda. Totodată, în timpul studiilor, între 2021 și 2023, ea a lucrat în centrul de asistență pentru clienți al companiei Mercedes-Benz, situat în Maastricht. Înainte de a pleca la studii în Uniunea Europeană, Corina a învățat la o filială a Liceului Moldo-Turc Orizont, liceu de unde acum 6 ani au fost expulzați ilegal cei 7 profesori turci. Cristina Stoianoglu lucrează în calitate de consultant fiscal în filiala unei companii internaționale cu sediul în Elveția, care oferă servicii de audit, consultanță fiscală și consultanță în afaceri. În perioada 2018-2020, Cristina a făcut un masterat la Universitatea din Viena de Economie și Afaceri. Diploma de licență a obținut-o la Universitatea din Chișinău. Alexandru Stoianoglu și PSRM nu au răspuns la apelurile și mesajele ziarului de gardă pentru a oferi răspunsuri la întrebările reporterilor despre beneficiile și oportunitățile din Uniunea Europeană de care se bucură membrii familiei sale. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, programat pe 3 noiembrie, moldovenii vor vota între președinta în exercițiu Maia Sandu, care a obținut 42,07%, și ex-procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a obținut 26,27%, care se confruntă cu 6 cauze penale, dintre care 5 sunt în curs de examinare. Una dintre acuzațiile împotriva lui Stoianoglu se referă la obținerea ilegală a corespondenței private a fostului procuror șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Stoianoglu este de asemenea cercetat pentru corupere pasivă, abuz de serviciu, fals în declarații și pentru implicarea în eliberarea controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon. Da,
Am avut o scurtă prezentare grație unui articol pe care l-au făcut colegii de la Ziarul de Gardă, în care am văzut câteva elemente din biografia nescrisă, doar spusă a domnului Alexandru Stoianoglu. Domnule Gicu Firu, cum vedeți lupta asta între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu? Și să discutăm puțin și principiul ăsta de anti-european, dar îți duci copiii la școli și la servicii în cele mai prestigioase instituții europene. De ce ne-a dus la Moscova? Trebuie să ne gândim un pic că noi românii ne raportăm la povestea Moldovei, căreia îi spunem Basarabia, deși ăsta e un termen rusesc, nu e un termen românesc, mai degrabă cu inima decât cu mintea. Pentru noi e mai degrabă un subiect care a fost și crescut, într-adevăr, de presă. Deci e o problemă emoțională și nu una neapărat rațională. În ce privește pe cei doi contracandidați, Maia Sandu și Stoianoglu, Pazvanoglu, cum îl cheamă, e o chestiune care privește strict electoratul din Moldova. Mi-e foarte greu să spun ce înseamnă mai bine pentru moldoveni, având în vedere că ei o duc rău, chiar mai rău decât noi. Nu văd, după 4 ani de președinție, Maia Sandu, nu văd o creștere a nivelului de trai. Dimpotrivă, am văzut o ieșire masivă, o emigrare din Moldova către țări din Uniunea Europeană, e drept. Am văzut că mult promisele procese și rezolvări în justiție mai degrabă trenează. Am văzut că nivelul corupției rămâne cel puțin constant. Nu-mi dau seama dacă a crescut. Dar de scăzut, cu siguranță, n-a scăzut, de vreme ce domnul Stoianoglu are ca moto de campanie luptă împotriva corupției. E foarte interesant. Și acum, toată povestea asta cu lupta împotriva corupției, n-am cum să nu încadrez, să zic, istoric, în povestea care a început cu mult în Italia, cu manipulite și, de fapt, vorbind de folosirea justiției în lupta electorală, lucru care s-a întâmplat și la noi, lucru care se întâmplă și în Statele Unite, că am avut un fost președinte acuzat de 700.000 de ori de cele mai închipuite și presupuse crime, de la Russian Collusion, ne amintim minciuna sfruntată care a fost susținută de FBI și de un fost șef al Departamentului de Stat, respectiv Hillary Clinton. Deci aici suntem pe o falie între Est și Vest, o luptă neîncetată între Statele Unite ale Americii și Rusia. Și cele două personaje, respectiv Maia Sandu, care a fost crescută de Departamentul de Stat, de mică, și în partea cealaltă, domnul Stoianoglu, care reprezintă... A făcut grădiniță la Departamentul de Stat? Sau de mică, însemnând facultate, masterate și toate lucrurile astea. Și, după câte vedem că se arată în fotografii, cu o încăpățânare pe care eu nu mi-o pot explica, cu domnul Alex Soros, urmașul lui Soros, care se afișează și cu Biden și cu Kamala Harris. Deci avem practic niște influențe clare, în văzul tuturor americane, și la fel de clare rusești, pentru că imediat după referendum s-au pronunțat ministrul de externe al Rusiei și n-a fost singura voce care s-a exprimat în sensul ăsta. Deci, vom vedea ce consideră moldovenii că le e mai bine, iar în ce privește a doua întrebare, respectiv, cum e mă să, așa am înțeles eu, da? Cum e mă să te dai împotriva Europei, dar în același timp să-ți trimiți copiii la studii în Europa? Să-i trimiți la muncă în Europa. Sau la muncă. Că s-au dus la studii, ok, bine, hai să zici că faci o aroganță, da. Situația este relativ să-i simplă. Să-i lași să se ducă în țările astea decadente, depravate și așa. Situația e relativ simplă.
Uniunea Europeană, așa cum a fost ea gândită, imediat, de fapt, din timpul celui de-al doilea război mondial, dar hai să zicem, să-l dăm beneficiul ăsta de bună credință, a fost gândită după al doilea război mondial, a fost uniune de state economică, astfel încât țări cum era Germania, fără anumite resurse, să nu fie nevoită să pornească războaie pentru a acapara resursele naturale al altor țări, să conlucreze economic, dar ca state suverane. Lucrurile s-au schimbat între timp. Așa cum vedem în ultimii ani, Uniunea Europeană se comportă mai degrabă ca o uniune dictatorială. Comisia Europeană și-a arogat din ce în ce mai multe funcții și capabilități pe care în mod normal nu le are, n-a fost votată de nimeni. Ursula von Leyen la fel, n-a fost votată decât de ei acolo, dar nimeni din România, din Bulgaria, din Germania sau din Spania n-a votat-o direct. Păi și atunci... au anunțat că în cazul în care vor câștiga Partidul Popularilor Europeni, ei vor propune pe Ursula von der Leyen, adică au anunțat. E adevărat, numai că de la ce anunță un grup parlamentar din Europa, la ce votează cetățeanul din Bulgaria, din România, din Luxemburg sau din Italia, se diluează foarte mult mesajul și nu putem spune că votantul din România s-a așezat în spatele sau în fața, ziceți cum vreți, Ursulei von Leyen, astfel încât să o pună împărăteasa Europei. Apropo, termenul ăsta de împărăteasa Europei, nu l-am inventat eu, chiar presa care e favorabilă în mod normal, cum ar fi Politico, ziarul de stânga sau de extremă stânga Politico, o numește astfel. Deci revenind, una este să preferi universitățile sau modul de viață încă, atenție, existent în Uniunea Europeană și alta este să refuzi această intruziune brutală a Uniunii Europene în viața și în afacerile interne a unui stat, cum este România, cum este Bulgaria sau cum este Moldova. Dar între referendumul de aderare la UE și aderarea în sine la UE e o diferență foarte mare. Eu cred că aderarea la UE are o probabilitate foarte mică, aderarea la UE a Moldovei. Din cauze economice nu se poate, la felul în care arată acum economia Moldovei. Nu, adică gândiți-vă, noi practic plătim, noi, dumneavoastră, românii, plătim energia electrică pe care o consumă moldovenii, că ei n-au bani să o plătească și l-o dăm gratis. De asta noi plătim 570 de euro pe megawatt. Da? Avem cea mai scumpă energie din Europa. Pentru că o dăm în Ucraina și o dăm în Moldova. Întorcându-mă la chestiunea asta... Da, acum... există și dovezi în sensul ăsta că o dăm evident gratis? Că există. Că o dăm gratis? Evident că există. O să mai ajungem la dovezi când vorbim de corupția din armata rusă, apropo de dovezi. Vedem dacă e singura țară unde e dovedită corupția asta în armată. Deci, întorcându-mă la subiect, moldovenii vor decide, habar n-am ce e bine pentru ei, dacă e bine să mai stea încă 4 ani sau 5, nu știu cât are mandatul Maia Sandu, sau să-l ia pe Pazvanoglu ăsta, habar n-am. Nu-mi dau seama dacă forțele care au votat, hai să zicem, împotriva Maia Sandu, vor rămâne coalizate și vor face, adică îl vor prefera pe Stoianoglu, astfel încât să încline balanța în favoarea lui. E posibil să se joace președinția exact cum s-a jucat și referendumul, la diferențe foarte, foarte mici, ceea ce duce la o, fragilizare a puterii oricăruia dintre cei doi contracandidați dacă câștigă alegerile. Prin aș vrea doar să îl credităm pe domnul, pe fostul comisar Thierry Breton cu acest apelativ al de împărăteasă Europei în ceea ce o privește pe doamna Ursula von der Leyen. Politico doar a preluat declarațiile domnului Thierry Breton. El este cel care a inițiat prima această discuție. Dar haideți să revenim la domnul Stoianoglu. Domnul Mihai Rusu, cum vedeți această apariție pe scena politică a domnului Stoianoglu și contextul ăsta cu ceea ce relatează colegii de la Ziarul de Gardă despre fiicele domnului Stoianoglu care studiază și muncesc în cele mai înalte instituții ale Uniunii Europene? Da, de la bun început trebuie să constat că
Acest candidat, Alexander Stoianoglu, este un oportunist și un impostor. Pare foarte rău, dar acestea sunt cuvintele cele mai potrivite. Nu e procuror, Pentru nu că e e, procuror. așa, e împotriva Uniunii Europene, dar își trimite fetele în Uniunea Europeană, la fel ca și oligarhii ruși. Da? Oligarhii ruși sunt împotriva Uniunii Europene. Dar în mare majoritate a copiilor au studiat în universitățile fie occidentale, fie americane, când aveau dreptul, pentru că ei n-au interdicție de mișcare. Deci e clar că acest Partid Socialist din Republica Moldova este un fel de PSD din România, ca să fim bineînțeleși. Da? Mai ales că are și dosare penale Alexander Stoianoglu. Și iarăși, în Republica Moldova e aceeași situație ca în România. Oamenii trebuie să aleagă între doi candidați care nu sunt foarte buni, nu sunt foarte răi, chiar eu îi văd mediocri și trebuie să-l ia dintre cei doi mediocri, trebuie să ia pe cel mai bun. Deci, iată o asemănare 100%. Dar, acum să trecem în revistă cartea de vizită a lui Alexander Stoianoglu. Deci, dincolo de faptul că este adversarul Uniunii Europene, este adversarul democrației și a libertății. Este ambasadorul Rusiei, ambasadorul Moscovei, ia? Este reprezentantul autocrației, a dictaturii, a hegemoniei pentru nostalgicii sovietici din Republica Moldova. Este frânarul în procesul de emancipare al Moldovei. Moldova este cel mai sărac, cel mai înapoiat stat din Europa, din toate țările europene. Este inamicul public al diasporei și normal că vin alte știri de la diasporenii moldoveni care nu pot fi manipulați, cum sunt manipulați cei din zonele mai din estul Moldovei cu influență rusească. Este un trimis al Partidului Socialist Comunist. Iată, comunismul încă se resimte bine de tot în Republica Moldova. Este spărgătorul și comerciantul sau spăguitorul și comerciantul lui Ilan Șor. Vreau să vă reamintesc, stimați domn, că 30 de milioane de dolari au fost puse la dispoziție conform declarațiilor corespondenților germani de la Moscova, care au fost live la alegeri. 30 de milioane au venit de la Ilan Șor de la Moscova în Republica Moldova. Sunt și imagini cu pachete cu bani care au sosit și au fost împărțite. 100 de euro a costat o voce sau un elector care a fost șpăguit. Deci, dincolo de faptul că este găgăuz, deci face parte din minoritatea moldovenească, vrea să conducă majoritatea moldovenească și, în final, este un prizonier al ideologiei putiniste, finanțat, manipulat, face parte din zona Kremlinului, deci nu vrea ca Moldova să meargă mai departe. Două precizări la. Trebuie să împart firul în patru. Sorry. Odată cu Ursula von der Leyen, ea n-a fost alesă, aleasă e adevărat, dar ea, și în România, alegerile europarlamentare au stabilit candidați autohtoni, partide. Și aceste partide, în funcție de apartenența la marile structuri politice europene, au votat atunci, mai e vorba de Partidul Popular European, au propus-o pe Ursula von der Leyen. Iar cu energia domnului Cicu Firu, situația este așa. Sigur că se exportă în Moldova. Dar nu e problema aceasta. Problema energiei în România este a concernelor care sunt de stat, a monopolului pe care îl au în piață și nefiind concurență, stabilesc prețurile pe care le vor aceste concerne. În Îmi pare Germania, rău, îmi pare rău. Nu, nu, nu e așa. Trebuie să facem deosebirea între producători și vânzători. Producătorul, da, multe sunt în continuare de stat și produc la niște prețuri foarte mici, vânzătorii vând la prețuri de 300-500 de ori mai mari decât prețul de producție. Uitați-vă la megavatul care este produs la porțile de fier, cu cât pleacă de acolo și cu cât e vândut pe piața spot. Ăștia care Păi, sunt distribuitori. atunci, domnule Cicu Firu, dacă este așa și Deci, vă las 100% e dreptate, așa. așa este, atunci concernul mamă producător de energie ar trebui, înainte de a semna contractul cu intermediarul, să-i spună, domnule, dumneata
poți să ridici prețul cu nu știu cât la sută, dar nu să-l dublezi sau să-l triplezi, să fie mai scump decât energia din Germania, de exemplu. Da? Germania neavând resurse energetice. Asta este partea cea mai interesantă. Prețul este prețul pieței și liberalizarea... Piața de la bursă. Liberalizarea nu e nicio bursă. Liberalizarea prețului energiei este o consecință a aderării noastre la UE. UE ne obligă să vindem producția noastră în alte țări care nu produc la nivelul României. În mod normal, noi am putea să fim aproape suficienți în ce privește producția de energie în România, pentru că avem unul din cele mai mari bazine hidrografice din Europa. Da? Pe lângă asta avem și reactoare. Am avut și termocentrale, din păcate le-am închis în contextul în care Germania are vreo 80, noi închidem. Da? Deci, atenție, e o consecință directă a aderării României la UE și a politicilor energetice din UE, care evident că nu fac politica populației, a cetățenilor, ci fac politica corporațiilor. De asta o să vedeți că se va întâmpla, cum se zice în engleză, in no time, când diaspora moldoveană va suferi fix același șoc pe care l-a suferit diaspora românească. Ne aducem aminte că diaspora românească în urmă cu câțiva ani vota PNL și USR, iar acum votează AUR și Șoșoac. Asta se va întâmpla, asta se va întâmpla și cu diaspora moldovenească. Când vor înțelege cu adevărat ce înseamnă Uniunea Europeană, veți vedea. Aici nu e vorba de Uniunea Europeană. Faptul că sunt niște politicieni, nu. Domnule Gigi, asta înseamnă Uniunea Europeană. Nu mai lăsați politicienii. Asta este Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai mare partid comunist din Europa acum. Domnule Gigi, nu, îmi pare rău, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să fiți de acord. Aș fi vrut să văd România fără Uniunea Europeană din 2007. Era România anilor 2001, 2002, 2003, 2004. Asta este o ucronie. Adrian Stase și a lui Ion Iliescu. Este o ucronie. Dumneavoastră nu puteți să produceți nicio dovadă și nu e ceva rău. Dar nu puteți să produceți nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor noastre. E doar o sperietoare pe care o spuneți telespectatorilor că ce-ar fi fost. Păi dacă România nu își închidea capacitățile de producție, dacă România nu rădea de pe fața pământului întreprinderile, că nu erau toate perdante pe care le-a închis și au venit dezvoltatori din Olanda, din Spania, din Belgia, din Germania ca să facă blocuri de locuințe în locul fostelor fabrici, pe care noi, cum să spun, într-un entuziasm vecin cu nebunia, le-am demonizat că sunt consumatoare, că sunt asta. Păi erau, da. Da, erau, pentru că Ceaușescu voia să producă valută și nu putea să o facă decât prin prețul de dumping și prin folosirea la maximum a energiei electrice, motiv pentru care ne tăia nouă curentul în case. Deci era o chestie normală. Acum UE taie curentul în case, în Franța, în Germania, în Austria, și le spune oamenilor că este eco-friendly. Băi, ești nebun, adică ce se întâmplă acum? Sunt oameni în Germania, și știm cu toții că sunt lucruri reale, care stau la 16-17 grade, cu pulovere, cu plapuma în cap, își țin copiii în halul ăsta, se îmbolnăvesc aia pe capete acolo. De-aia spitalele germane sunt aglomerate și dau faliment, pentru că am mai vorbit despre asta în alte emisiune. Și a nebunit lumea cu treaba asta, cu eco-friendly, cu asta, ca să stea ca proștii la 14, 15, 19 grade, cum se stătea în secolul 18 sau 19. Deci astea sunt rezultate clare. Dar astea sunt excepții, nu e o generalitate. Eu n-am auzit așa ceva. Excepții. Și ce se întâmplă? Le închide... Aceste chestiuni, dar vreau să vă spun că cetățenii germani au încălzire câtă vor ei. Vă dau cazul meu, că sunt am câtă vreau eu cu spitalele. Se închid spitale pentru că numai spitalele sunt societăți comerciale, inclusiv spitale de stat. Și ministrul sănătății acum 3 zile a dat declarația că cele care nu sunt eficiente, adică nu se refinanțează, nu vor să mai fie subvenționate pentru că nu au clienți, adică nu au pacienți. Nu, din potrivă. Ceea ce înseamnă că gradul de sănătate al cetățenilor germani este mult mai ridicat decât în alte țări, ca să nu vorbesc de România. Eu deci cunosc să foarte bine problematica sănătății. Energia electrică din România nu vine în Germania. Germania cunosc ia energie bine. Din Norvegia cunosc sau bine. Din Olanda. Cunosc foarte bine problematica sănătății. Starea de sănătate în Germania și în întreaga Europa e mai șubredă acum decât în urmă cu 20 de ani.
bolile cronice și cancerul lovesc cu, cum să spun, o forță incredibilă, motiv pentru care spitalele sunt supraaglomerate, iar din cauza faptului că Germania nu mai importă gaz și petrol din Rusia, în special gaz, da? Și ia genele din Statele Unite de trei ori, la prețul de trei ori mai mari, de asta stă în faliment. De asta societățile comerciale foarte bine. Nu e chiar așa. Nu ați citit bine. M-am citit foarte bine. Încă o dată vă spun. M-am citit foarte bine. Haideți că ne îndepărtăm de la Stoianoglu. Extrem de sensibile. Am ajuns... Adică este parte de adevăr. Ne-am îndepărtat, vă rog frumos, ne-am îndepărtat de la Alexandru Stoianoglu și de la Moldova. Ne-am dus prea mult și batem oceanele, să nu spun că vor ajunge moldovenii să vadă. Exact vorba aia, ai grijă ce dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Domnul Firu, vor vedea ei singuri. O mare parte dintre moldovenii care au votat sunt care trăiesc în Uniunea Europeană. Sunt exact. De la ambasadele Uniunii Europene și s-au dus și au votat pentru că au văzut nivelul de trai acolo și le-a plăcut. Alții lucrează la Moscova. Au văzut cum e la Moscova, le-a plăcut traiul la Moscova și au votat. Alții vor o stare de neutralitate între pericolul european și pericolul rusesc și vor așa cum e acum. Haideți să respectăm drepturile fiecăruia să decidă cum vrea și o vedea asta cum pică. Asta am spus din capul locului. Cine va decide va fi poporul moldovean și el își va duce crucea. Asta haideți clar. Să mai vorbim puțin și despre corupția din armata rusă și sunt niște estimări pe care le fac serviciile de informații secrete legat de anumite probleme pe care le are armata lui Vladimir Putin. La Moscova mai mulți generali ruși sunt demiși fiind acuzați de corupție, anunță serviciile de informații britanice. Ministerul Apărării al Marii Britanii a transmis pe pagina sa de Twitter un rezumat privind situația arestărilor generalilor ruși acuzați de corupție, care începuse în primăvara anului curent. Pe lângă cazul Ministerului Apărării cu fostul ministru adjunct Timur Ivanov, acuzat în aprilie 2024, mai multe instituții au fost afectate. La data de 7 octombrie 2024 au fost aduse noi acuzații la adresa fostului ministru adjunct al apărării, Timur Ivanov. Acesta fusese acuzat în aprilie 2024 de delapidarea 200 de milioane de ruble, aproximativ 2 milioane de dolari, în timpul achiziționării a două nave pentru traversarea peste strântoarea Kerci. Acestea au fost ulterior avariate în timpul războiului. Al doilea caz este despre deturnarea 3 miliarde de ruble, aproximativ 200 de milioane de dolari, de la banca Intercommerce la cumpărarea de valută. Potrivit serviciilor secrete britanice, acuzațiile continuă să se adune împotriva foștilor oficiali militari ruși de rang înalt. Aceasta reprezintă cea mai mare represiune împotriva oficialilor de rang înalt, sub nivelul executivului sau guvernamental. Cităm, dacă acest lucru este adevărat, ar putea fi un potențial indicator că reprimarea corupției se deplasează dincolo de concentrarea anterioară asupra sectorului apărării, a precizat Ministerul Apărării Britanic. Presa rusă a scris că încă 8 oficiali cu grad de general au fost concediați din departamente precum Comitetul de Investigații. Iată că avem dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani cu generalii din armata rusă și de ce nu merge înzestrarea armatei ruse pe front așa cum și-ar fi dorit Vladimir Putin. Devine corupția. Este. Da. Corupția este peste tot, din China până în Argentina. Unii pedepsesc, alții le dau amenzi. Unii condamnă la moarte în China. Da, în China îi condamnă la moarte, pentru că la ei drepturile omului sunt doar o chestiune la care zâmbesc sau la care râd când îi aud pe alții vorbind despre ele. Și asta se întâmplă istoric vorbind. Ei au dubii legat de drepturile omului, întreabă o dronă, întreabă o inteligență artificială. Da, e posibil, exact, e posibil să aibă mai multe drepturi acolo un animal decât un om, mai ales dacă e uigur, de exemplu. Dar aș vrea să le spunem telespectatorilor că scandalul ăsta referitor la generalii din armata rusă nu e singular. Într-un mod absolut ciudat, este sincron cu un scandal care zguduie Statele Unite ale Americii și nu numai, ci și țările din Orientul Mijlociu și poate și România, pentru că furnizorul de rachete Patriot, respectiv Raytheon sau RTX, da? Tocmai a plătit o amendă de 959 de milioane de dolari, adică aproape un miliard, pentru ghișce, pentru corupție.
pentru corupție. Ia corupt pe ăștia să cumpere Patriot, pe de o parte, pe de altă parte, chiar în negocierile cu Pentagonul, a vândut armament supra-evaluat, chiar cu sute de milioane de dolari. 100 de milioane de dolari pe bucată. Deci, așa cum spunem, cele două țări care se află în conflict prin proxy acum, respectiv SUA și Rusia, sunt campioane și la corupție în ce privește vânzarea de armament. Scandalul din SUA deocamdată a răbufnit în Qatar și în țările din zonă. Să vedem dacă ajunge și în România, să vedem dacă vor fi și generali români trași la răspundere, așa cum se întâmplă în Rusia. Vom vedea. Unul dintre ei e candidat la președinție în România. Deocamdată e prezentat ca un băiat bun care a luptat pentru țară, sau, mă rog, n-a luptat potrivit italienilor acolo în Afganistan. Dar bine, nu avem dovezi că domnul general a participat la licitații trucate și evident că nu. Tocmai de asta mă bucur că în Rusia au dovezi, vreau să fie pedepsiți cum nu se poate mai exemplar, astfel încât oamenii să tremure de frică, nu numai în Rusia, ci și în țările din Europa, pentru acest flagel nenorocit care se numește corupție și care îi face atenție pe responsabili, în cazul de față generali, sau pe politicieni, să joace pentru terenul advers. Adică, în momentul în care un oficial, fie că e vorba de militar, fie că e vorba de politician, acceptă mită, în capul lui e doar îmbogățire pentru el și pentru familia lui. În realitate vorbim de trădare națională, vorbim de faptul că în momentul respectiv el servește un interes străin în loc să servească interesul țării pentru care a jurat, se jură și în armată, se jură și în calitate de politicieni care au demnități înalte, cum ar fi premier sau președinte. Deci, asta e comentariul meu, mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta, vreau să fie pedepsiți exemplar. Mai mult decât, așa cum spuneam mai devreme, s-a întâmplat în Statele Unite, să le dea doar amendă. Domnule Mihai Rusu, iată că lupta anticorupție este în toi și în Rusia. Este un fenomen care a ajuns și la Kremlin. Păi, lupta anticorupție continuă, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor noștri și telespectatorilor noastre că în Rusia corupția este un mod de viață, este o practică socială. Și primii corupți sunt actualii oligarhi. Cum și-au luat acele fabrici, uzine, zone și tot felul de proprietăți care erau ale statului sovietic imediat după 1991 și au devenit multimiliardari? Nepedepsiți, sunt toți suporterii lui Putin, unii sunt obligați, cei care n-au vrut, s-au dus în străinătate, unii nici nu mai există, nu mai sunt printre noi. Mihail Hodorkovski, asta 10 ani închis. Acum, apropo de corupția din Statele Unite, domnule Gicufiru, în momentul, vă dau două exemple, germane. În momentul în care concernul Volkswagen și concernul Mercedes-Benz au exportat mașini în Statele Unite cu softuri false, care nu corespundeau realității cu emisia de CO2, dioxid de carbon, și imediat tehnicienii, cei controlori și-au dat seama că nu e după norma americană, au fost dați în judecată și ambele concerne au plătit câte 4, 5, 6 miliarde de dolari amenzi. Pot să intervin câteva secunde. Da. Aveți dreptate, numai că atunci când a fost descoperit acel dispozitiv electronic de înșelare a evaluării emisiilor, și în Germania, emisiilor de noxe, nu de CO2, e vorba de, de azot, da? Ok? A fost pedepsit penal șeful Volkswagen din Statele Unite, l-a luat de la aeroport și l-a băgat la închisoare. În schimb, ăsta din Germania n-a primit absolut niciun fel de pedeapsă. Clipă. E bună intervenția. Acolo îl dau bolnav și nu poate fi condamnat. Nu. Șeful, fostul șef al Consiliului de Administrație al Volkswagen, se numește domnul Martin Winterkorn. Exact. Destinul face ca să fie vecinul meu, locuiește la vreo 8-9 sute de metri de mine,
într-o vilă formidabilă, eu n-am așa ceva, bineînțeles, și omul este în proces, acum avocații lui vor să-l scoată bolnav, exact. Și vor să-l apere de așa natură încât să fie închis cazul, adică nu să fie achitat, dar să se închidă dosarul că nu este în stare să se apere. Dar așa, procesul continuă și procuratura, pentru că e vorba de niște tunuri formidabile care le-a dat fiscului german. Și aici nu te joci cu așa ceva. Așa este, dar ce vreau... Revenind la corupții... În Statele Unite a fost condamnat el la pușcărie, în Europa niciunul. Nu. Pentru că asta s-a întâmplat în primul rând în Germania și autoritățile germane, cele care sunt competente pe controlul acestor noxe, au venit cu dovezi la procuratură și judecătorii au aceste dovezi. Bun, dar scandalul din 2015 sunt 9 ani de atunci. Haideți să-și termine, domnul Mihai Rusu, ideea. Dosarul. Ce este esențial? Că proces, domne, autoritățile s-au sesizat și s-a intrat la proces. Știu, dar 9 ani nicio condamnare în Europa. În Statele Unite a fost condamnat în 2016. Avocații se prevalează de anumite argumente și în felul acesta procesul durează. Unul dintre cele mai lungi procese din Germania. Revenind la corupția din armata rusă. Haideți să ne reamintim că acum câteva luni președintele Putin l-a mătrășit pe mareșalul Șoigu, fostul ministru al apărării rusești. Da? Acum trebuie să ne reamintim cum fostul șef al trupelor Wagner a fost eliminat în acel accident de avion, care demonstra corupția din armata rusă, public, în fața camerelor de luat vederi. După aceea, numirea unui economist care să conducă armata rusească. Și aceasta este o știre pentru că economistul face parte din sistemul de la Kremlin și este foarte ușor de manipulat. Deci generalii, acei generali care au fost corupți sunt niște mici pioni în acest angrenaj național de corupție de care beneficiază în primul rând statul rusesc în frunte cu Vladimir Putin. Și în felul acesta vedem că este o măsură cosmetică ca să arate populației dacă faceți ca ei, pățiți ca ei. Dar marii corupți stau acolo unde trebuie, își plătesc peșcheșul către Kremlin și nu au niciun fel de problemă. Și vorbim de marii corupți oligarhi care trăiesc și în afară și care își trimesc peșcheșul la Moscova. Acum, ca o simplă remarcă, dacă îmi permiteți, domnul Șoigu a fost mustrat mai mult frățește, așa, și trimis de la Ministerul Apărării în Consiliul de Superior de Securitate al țării. Adică doar a fost tras un pas în spate de la butoane și trimis într-o funcție onorifică. Nu este anchetat deocamdată Bineînțeles. Haideți să vorbim acum, pentru că am tot bătut peste oceane. Am bătut câmpii peste oceane cu subiectele, nu ne-a raportat absolut deloc la ceea ce v-am propus eu ca teme de discuții, motiv pentru care vă dau nota 4 astăzi. Haideți să vorbim puțin, dragi invitați, despre Statele Unite ale Americii, despre Donald Trump, despre Kamala Harris. Iată, sunt despărțiți de voturi la limită, în marja de eroare. Haideți să vedem ce să așteptăm în ultimele 2 săptămâni de campanie electorală pentru Statele Unite ale Americii. Candidata democrată la președinția SUA, actuala vicepreședintă Kamala Harris, are un avantaj mic de 46% față de 43% în fața candidatului republican Donald Trump. În intențiile de vot ale americanilor înaintea scrutinului din 5 noiembrie, arată un sondaj realizat de Reuters Ipsos, publicat marți. Rezultatul sondajului este asemănător cu cel anunțat săptămâna trecută, 45 față de 42, ceea ce întărește perspectiva unei curse deosebit de strânse. Noul sondaj a mai arătat și că alegătorii americani au o percepție sumbră asupra economiei și imigrației și favorizează în general abordarea lui Trump în aceste chestiuni. Astfel, în opinia a circa 70% dintre alegătorii înregistrați, costul vieții merge într-o direcție greșită. 60% au apreciat la fel despre economie și 65% despre politica privind imigrația. Alegătorii au mai indicat că principalele probleme ale SUA le reprezintă în acest moment economia și imigrația, pe lângă amenințările la adresa democrației.
întrebați care dintre candidați are o abordare mai bună la aceste chestiuni, preferatul a fost Trump, cu o diferență de 46% la 38% în ceea ce privește economia și 48% față de 35% în ce privește imigrația. În schimb, Harris este preferată în ceea ce privește abordarea față de extremismul politic și amenințările la adresa democrației, cu o diferență de 42% la 35%. Haideți să vedem ce se întâmplă în Statele Unite și în ceea ce privește alegerile pentru președinția Statelor Unite. Domnule Mihai Rusu, cum vedeți lupta asta cot la cot, așa pe ultima sută de metri, între echipa conservatoare și echipa democrată, că nu mai putem vorbi doar de Donald Trump și de Kamala Harris. Am văzut că toate forțele din jurul lor sunt în toți vectorii media, în toți vectorii de imagine posibili, sunt prezenți. Da, sunt diferențe între cei doi candidați, între cele două partide, la politica socială, la politica fiscală, la siguranța națională și în politica externă. În partea socială, Kamala Harris merge pe legea întreruperii de sarcine ca să fie abrogată. La politica fiscală, ca orice democrată, merge pe impozit pe profit. La planul de redresare economică, costurile se ridică la 3,8 bilioane de dolari americani ale Kamala Harris, la peste 7 bilioane la Donald Trump. În politica militară, candidata Kamala Harris rămâne o euroatlantică, Donald Trump nu, vrea să scoată Statele Unite din NATO, vrea să taie ajutoarele pentru Ucraina. În privința taxelor vamale și a importului din China sunt pe aceeași lungime de undă amândoi. Deci, în timp ce Kamala Harris vorbește de atacă criminalitatea, drogurile, pe purtătorii de arme, aici Donald Trump este mult mai temperat, va merge chiar pe ideea că cei care americani care au portarmă permise să aibă în continuare, în ciuda faptului că vedem ce se întâmplă pe stradă. Deci sunt câteva puncte comune, sunt câteva puncte care sunt discutabile. Urmează acum, ca și în Moldova, ca electoratul să decide. Deci, pe migrație, aici Donald Trump are altă abordare decât are Kamala Harris. Una peste alta, vom vedea în 5 noiembrie, când se duc oamenii la vot, ce vor vota. Mai există încă o chestiune care vreau neapărat să vă transmit. Va reacționa, cred că, domnul Cicufiru. Deci uitați ce declară Donald Trump, adică printre trei minciuni mari care apar și în presa germană de astăzi. Deci le spune așa: luați-vă țara înapoi. Deci este o mare provocare. Sau Donald Trump este acela care a anunțat că părinții, copiii din școli, din gimnazii, se pot duce să-și facă operații transexuale fără aprobarea părinților. Această chestiune, sigur că e puțin fantezistă și intră în domeniul fake news, dar, mă rog, face parte din campania lui Donald Trump. Și vom vedea acum dacă aceste operații transexuale au fost făcute, nu au fost făcute, dar Donald Trump a și într-o dispută directă i-a spus Kamala Harris că este incompetent, așa cum a făcut-o și pe doamna Clinton acum câțiva ani de zile. Deci are foarte multă culoare, campania are foarte multă agresivitate, sunt de o parte donatori mulți de tot, sunt de altă parte donatori, e o bătălie mare, este vorba de Oval Office, de Casa Albă, poate, dacă vreți, nu de polițistul lumii, arbitrul lumii, hai să-l numim așa. Domnule Cicufiru, cum vedeți competiția asta între Kamala Harris și Donald Trump, ajuns așa, pe, să zicem, pe ultima sută de metri?
Cu o singură remarcă, domnule Rusu, am văzut și eu reportaje și nu păreau deloc fake, în care copiii erau forțați să se mai gândească în privința sexualității și la o vârstă destul de fragedă. Și alea nu păreau deloc făcături, adică erau chiar reportaje reale cu părinți revoltați, cu copii supuși unui interogatoriu. Deci era un pol în care ei trebuiau să-și arate, să-și declare ce fel de sexualitate ar dori să aibă. Poate nu sunt siguri, deși s-au născut cum s-au născut. Deci asta se întâmplă, nu e o chestiune care ține de fake news. Că a ridicat-o la nivel de o altă amploare Donald Trump, este o altă chestiune. De politică națională sau categoric, de campanie. E îngrijorător, adică oricum e îngrijorător să nu lași libertatea familiei să intervină în lucrurile astea și să intri peste copii minori care n-au discernământ și să le impui astfel de discuții, mi se pare totuși o problemă gravă și nu numai pentru Statele Unite. Domnule Gicufiru. Așa este, întărește ce a spus. Sunt multe state din Statele Unite Americii conduse de democrați în care lucrurile astea se întâmplă cu o viteză fantastică. Sunt zeci de copii introduși de către consilieri speciali care au fost angajați în acele școli, consilieri de tranziție, sunt introduși în așa zise program de tranziție, iau inhibitori de pubertate, de la vârste foarte fragede, fără cunoștința părinților. Mai mult decât atât, părintele, dacă află și vrea să intervine, este arestat de către stat și băgat la închisoare. Sunt cazuri care s-au întâmplat nu numai în Statele Unite, chiar și în UK, în Anglia. Întorcându-mă la dezbaterea și la ce se joacă, de fapt, în alegerile din acest an, din luna noiembrie, în Statele Unite ale Americii, sunt, de fapt, două destine ale lumii și ar fi bine ca oamenii să deschidă bine ochii și să înțeleagă ce se întâmplă. Pe de o parte, vorbim de niște forțe sataniste care sunt, în care și-au găsit expresia în candidatura Kamala Harris, prin care se încearcă abolirea amendamentului 1 la Constituție, adică free speech, se încearcă abolirea amendamentului 5, adică dreptul de a purta armă, și trebuie să le aducem amintea telespectatorilor că acest amendament se referă la dreptul de a purta armă pentru a te putea opune unui guvern corupt care încearcă să-ți aresteze practic libertățile individuale. Dreptul de a purta armă în SUA nu înseamnă doar dreptul de a te apăra în cazul în care cineva te atacă pe proprietatea ta sau pe stradă. Înseamnă și dreptul de a putea riposta cu o armă de foc împotriva guvernului care, într-un motiv sau altul, devine fascist. Cum s-a întâmplat în Italia, cum s-a întâmplat în Germania și în Portugalia, deși și în Spania. Deși Portugalia și Spania au niște guverne fasciste mai democratice, dacă se poate spune așa ceva, poate părea paradoxal, dar cred că telespectatorii sunt suficient de atenți încât să înțeleagă nuanțele. Deci, în Statele Unite se duce o bătălie pe viață și pe moarte între lumea liberă, care este reprezentată de acest aparent bufon, care este Donald Trump, și pe cealaltă parte lumea întunericului, a lipsirii de libertăți individuale a cetățenilor și a transformării oamenilor în sclavi prin felul în care încearcă atât în Statele Unite cât și în Europa să fie extinsă această supraveghere în masă a oamenilor. Gândiți-vă că sunt acum, la momentul vorbirii, state din Statele Unite ale Americii care fac mandatează, adică obligă portul măștilor pentru COVID, acum, în 2024. Deci, nu trebuie să ne uităm doar la diferențele economice. Are dreptate domnul Rusu că democrații sunt orientați pe impozitare și nu numai pe impozitare a profitului, pentru că Kamala Harris, această neocomunistă, vrea să impoziteze și profitul nerealizat, lucru care la momentul de față nu se întâmplă și sunt foarte mulți oameni de afaceri, chiar proprietari mici de afaceri, care sunt îngroziți de, odată, lipsa de înțelegere a economiei din partea Kamala Harris. Cred că toată lumea poate să vadă că nu e în stare să lege două vorbe în ce privește economia, nu înțelege absolut nimic din ce se întâmplă din acest punct de vedere și este doar un purtător de mesaje și orice ai întreba-o, absolut tot ce a întrebat, o să-ți răspundă: am crescut într-o familie medie și, știți, e deja celebră chestiunea asta. E de incompetență crasă. A, că
Trump e un măgar care spune pe față chestia asta, da, într-adevăr. Dar hai să ne gândim un pic. Nu este singura personalitate politică, deși el este devenit personalitate politică târziu în viața sa. Adminteri nu a fost politician, care se exprimă colorat sau care are niște manifestări, niște comportamente ieșite din comun. Chiar părintele fondator, unul dintre cei doi, da, ai României, împăratul Traian, avea comportamente care pot fi considerate deviante. Împăratul, primul împărat roman, Octavian Augustus, avea comportamente care puteau să fie considerate deviante. Deci nu putem să extrapolăm de la anumite comportamente care sunt mai mult sau mai puțin plăcute publicului, să spunem că fiindcă are comportamentul ăsta, înseamnă că în general politicile pe care le promovează sunt rele. Nu. America, sunt convins, sper, dar cumva sunt convins că înțelege aceste mize extraordinare pentru care vor vota în noiembrie și vor vota pentru libertate, nu pentru restrângerea libertăților, vor vota pentru dezvoltare economică, nu pentru inflație. Vedeți ce s-a întâmplat în ultimii ani în această administrație de extremă stângă pe care au condus-o Biden și Kamala Harris, da? cu inflația. Asta înseamnă sărăcirea populației. Pentru că ce face să înțeleagă telespectatorii noștri cum apare inflația în Statele Unite? E foarte simplu. Statele Unite are o datorie publică imensă, cea mai mare datorie publică din lume. Da? Este imposibil unui om normal să-și imagineze dimensiunea datoriei publice pe care o are Statele Unite ale Americii. Și ei ce fac? Să nu credeți că ei stau în taxele și impozitele pe care le plătesc americanii. Nu. Pur și simplu emit la greu prin Fed, emit monedă. Tipăresc bani. Out of nothing, da? Fiat, așa se cheamă, da? Adică e o monedă pe care nu mai bazează de mult pe aur, da? De anii 70, nu mai bazează absolut pe nimic, este un out of thin air, cum spun americanii, da? Prin urmare, această tipărire cu nemiluita a dolarului americani înseamnă, practic, creșterea prețurilor și sărăcirea americanilor. Și bineînțeles că, atenție, nu vor sărăci niciodată cei care sunt deja foarte bogați, de ordinul sutelor de milioane și miliarde. De asta vedem cântăreții ăștia care sunt complet lipsiți de talent, cum e Taylor Swift, da? Sau diversi actori, sau, eu știu, rapperi, care se dovedește că sunt pedofili sau, mă rog, organizează tot felul de petreceri cu orgii, da? Ăștia sunt multimilionari, normal că țin cu stânga asta care promite, că tot timpul stânga trăiește din promisiuni. Dacă vă uitați istoric, stânga nu trăiește din realizări, trăiește din promisiuni. Ei creează așa niște obiective care sunt atractive, mai ales la anumită vârstă, când n-ai niciun fel de răspundere. Când ești tânăr, de exemplu, ți se pare că e absolut normal să împarți, să te duci pe la și dormi prin hosteluri, nu te interesează că mai dormi cu alții pe în cameră, te duci pe la festival, n-ai niciun fel de obligație. N-ai copii, n-ai o casă, să știi că ai de plătit facturi sau mai departe. Da? Dar odată ce în viață îți apar greutățile, care sunt inerente până la urmă, țin de job, țin de familie, țin de îngrijirea unei case, țin de îngrijirea unei mașini, poate că ai și câteva animale de casă pe care trebuie să le îngrijești, e bine, atunci îți dai seama că obiectivele alea care sunt zugrăvite frumos de stânga sunt doar niște iluzii. Și ăsta este și motivul pentru care switch-ul ăsta care se produce de la cele 7-8% pe care le avea Kamala Harris în fața lui Trump dispar în fiecare zi până au ajuns, da, sondajul Ipsos pe care îl las noastră, făcut de Reuters, dacă nu mă înșel, e un sondaj care o plasează în continuare în frunte. Să știți că sunt multe alte sondaje care îl plasează pe Trump în frunte. Da? Bine, de asta am și zis, este în marja de eroare. Da, dacă îmi dați voie, sigur că dacă sunt sondajele Fox News, televiziunile pro-Trump dau alte sondaje, televiziunile pro-Kamala Harris dau alte sondaje. Dar, domnule Gicovil, noastră, în expunere ați avut câteva puncte bune, dar vreau acum să le clarificăm din punctul meu de vedere. Deci când este vorba de impozite, Donald Trump vrea o reducere de impozite, da?
Deci, vă dați seama, pentru oamenii foarte bogați, deci de la 21% la 15%, da? În timp ce Kamala Harris vrea o impozitare mare, începând de la aceia care au pe an de la 400.000 de dolari în sus. Ceea ce în toate societățile, în toate societățile occidentale este ceva foarte normal. Nu mai vorbim de întrebare. O clipă ca să-mi termin propoziția. Nu mai vorbim de Scandinavia, da? Unde în Scandinavia, în companiile de stat, plătesc până la 75-80% impozite. De ce? Pentru că statele scandinave, după cum bine știm, sunt state sociale. Acum, trebuie să înțeleagă toți cei care ne urmăresc și toate cele care ne urmăresc, că a fi de stânga în mentalitatea americană este altceva decât a fi de stânga în România. A fi de dreapta este cu totul altceva decât a fi de dreapta în America, este a fi de dreapta în România. Acum, pentru cei doi candidați, este clar, adică sunt dovezi suficiente că Donald Trump s-a radicalizat cu o parte dintre republicanii lui, pentru că jumătate dintre republicani au rămas fideli ideologiilor republicane, în timp tot așa o parte din social-democrați se duc mult spre stânga, așa cum este și cazul Kamala Harris. Și ultima chestiune. Kamala Harris nu poate să fie totuși o neocomunistă. Ea a fost procuroare generală în statul California și a luptat... Cel mai comunist stat din SUA. Este cel mai divers stat din Statele Unite, pentru că acolo avem chinezi, latinos, români, toate națiile. Dar ea, de pe poziția de procuroare generală, a luptat împotriva criminalității, a drogurilor, a violurilor, a penalilor și așa mai departe. Și a făcut o figură foarte bună, pentru că în felul acesta, tocmai California, la doi pași de unde vin cartelurile cu droguri, să nu uităm, Mexicul e la doi pași, prin Mexic vin din Costa Rica, din Columbia, e o nenorocire ce se întâmplă acolo. Și a ținut, adică a respectat legea. Deci nu poate să fie o nouă comunistă sau să bea acum Statele Unite peste cap. Niciun cetățean candidat care trece prin filtrul acestor examinări nu ar fi apărut pe ultima poziție la bătaie 1-1 dacă nu erau în regulă, în primul rând, cu Constituția Statelor Unite. Și ultima chestiune dumneavoastră, știți că la americani este o virtute să respecti Constituția Statelor Unite. Nu există. Indiferent de unde, de ce etnie el, evrească, română, italienească, că este catolic, că este ortodox, că este hindu, că este islamist, orice cetățean american se ridică în picioare când se cântă imnul, este patriot. Deci așa, ca să avem și elementele de culoare. Haideți să vă mai dau, domnule Mihai Rusu, ca să ne respectăm și timpul alocat acestei emisiuni. O scurtă precizare, domnule Firu. Două precizări. Două precizări scurte. Odată, nu există nicio incompatibilitate de niciun fel, nici logică, nici politică între a fi neocomunist și a fi un procuror, ba dimpotrivă, procuratura din timpul comunismului a prigonit oamenii mai mult decât procuratura din timpul democrației. Deci este chiar invers. Cu cât ești mai comunist, cu atât ești mai zbir și urmărești oamenii să-i acuzi. Asta una la mână. Doi la mână, dumneavoastră a spus punctul pe ei. Păi Kamala Harris a fost vicepreședintă și responsabilă cu granițele. Și așa cum bine ați precizat, cartelurile de droguri și toți criminalii care au venit din zona dinspre Mexic au penetrat Statele Unite ale Americii fără niciun fel de opoziție. Da? Ori în Constituția Statelor Unite scrie clar că statul este apărat. Deci, prin urmare, politicile și ale Californiei și ale administrației Biden-Harris au fost împotriva Constituției statului. Ăsta e și motivul pentru care Donald Trump a făcut o campanie pe relele pe care le aduce imigrația, mai ales vorbind de imigrația ilegală. Nu ni vorbim de faptul că un român, un palestinian sau un evreu sau ce-o fi el se duce legal în Statele Unite, noi vorbim de oameni care se duc ilegal acolo și care primesc drept de vot, pentru că ei sunt state, California e unul dintre ele, care pot să votezi fără niciun fel de document. Adică tu vii de undeva dintr-o țară care n-are nicio experiență democratică, n-ai făcut nimic în viața ta, n-ai lucrat nicăieri, ești nei ca nimeni, poate ești un criminal și te duci și votezi în Statele Unite, ghiși pe cine? Pe ăla care te-a lăsat să intri, evident.
Deci noi vorbim de faptul, de faptul că devine nerelevantă Constituția Statelor Unite câtă vreme non-cetățeni ai Statelor Unite ajung să voteze în statele conduse de democrați. Așa e cu non-cetățenii. Haideți să vedem și cum este cu oamenii plătiți cu un milion, cu tombolele organizate de Elon Musk pentru a strânge votanți pentru Donald Trump. Dacă mă păcălești odată, să-ți fie rușine. Dacă mă păcălești de două ori, să-mi fie rușine. Aceasta pare să fie deviza Uniunii Europene, care se pregătește pentru un război comercial împotriva lui Donald Trump, ce ar avea o miză uriașă în cazul în care fostul președinte american va câștiga un al doilea mandat la Casa Albă, scrie Politico. Liderii din Europa și-au învățat lecția din primul mandat al lui Trump și acum sunt mult mai uniți și mai determinați să țină piept potrivit mai multor diplomați și oficiali importanți de la Bruxelles. Cităm, vom riposta rapid și vom lovi puternic, a spus unul dintre diplomații europeni citați de Politico despre planul de urgență al Uniunii Europene pentru un război comercial cu Trump. Un al doilea diplomat de top dintr-o altă țară europeană a confirmat că statele Uniunii Europene lucrează la o strategie comună condusă de Comisia Europeană. Cităm, cei de la Bruxelles au o listă pregătită și sunt destul de încrezători că pot câștiga acest război comercial, a spus al doilea diplomat. Uniunea Europeană a pregătit o forță de reacție rapidă pentru a face față consecințelor rezultatului alegerilor prezidențiale din SUA. Grupul format în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen, se pregătește pentru ambele scenarii, victoria lui Trump sau a Kamala Harris. Totuși, oficialii Uniunii l-au poreclit grupul operativ Trump. Da, haideți să vedem ce face Uniunea Europeană legat de variantele Trump și Harris în Statele Unite ale Americii. Domnule Mihai Rus. Da, subiectul comportă câteva componente și anume, în primul rând, Uniunea Europeană are nevoie acum de o armonie între cele 27 de state, ceea ce e greu de crezut. Trebuie o linie comună în partea economică, trebuie o linie comună în partea militară, trebuie o linie comună în partea socială, pentru că îl avem pe Victor Orban care se opune la tot ce se propune de la Bruxelles, dar ia banii europeni. Domnule Cicufirul, deci nu uitați că sunt mulți bani europeni care au fost dați de la Bruxelles și, și unii și polonezii și slovacii. Au fost probleme și în Croația, sunt probleme și în România și au bătut joc de bani europeni. Dar, ca să merg mai departe, partea militară sau poate să asigure independența Europei și a statelor europene din Alianța Nord-Atlantică. Deci, bugetul consolidat, dotarea modernă a armatei care se începe aici în Germania. Văd că se începe și în România. După aceea, terminarea sau încheierea acestor rivalități, vanități între Paris, între Berlin, Londra, Roma, punem aici și Budapesta la bătaie, punem și Varșovia la bătaie, punem și Bratislava la bătaie. Deci atâta timp când nu va exista, armonie, înțelegere, cooperare, până atunci Donald Trump poate să vină să spună când va câștiga președinția, retrag armata, facem business, afaceri mai puține cu Uniunea Europeană. Deci va fi în comerț va fi o problemă. Și ultima chestiune, ceea ce ne interesează pe noi în primul rând, pe noi românii, este întărirea flancului de sud-est. La fel cum pe polonezi și pe baltici interesează întărirea flancului de nord-est. Deci sunt câteva mari semne de întrebare. Gânditorii europeni au deja un plan, el e pus pe hârtie. Întrebarea este cât de bine se vor înțelege la următorul summit cei 26-27 de prim-ministri sau președinți. Pentru că în cazul nostru al României vom avea un alt șef al statului care din ianuarie 2025 va participa și va spune da sau nu. Cum stă Uniunea Europeană cu relația cu Statele Unite ale Americii acum și cum ar sta după aia cu Donald Trump? Treaba asta cum vor riposta rapid și vor lovi puternic mi-a adus aminte de un mit care circula în anii 80. Ia-l de pe mine că-l omor. Nu, da, cam așa. Da, exact. Un mit din anii 80, când românii
după declararea, să zicem așa, de independență față de Rusia, de Uniunea Sovietică, scuzați, de Uniunea Sovietică, de Ceaușescu în 68, când nu a marșat la invadarea Cehoslovaciei, a apărut mitul laserului care e pe granița cu rușii și în cazul în care rușii ar vrea să ne invadeze, scoate Ceaușescu laserul și topește la tancurile rusești. Domnul Rusu, știți mitul ăsta, da? Domnul Gigo Firu, eu sunt ceva mai mare ca dumneavoastră și eram în armată în stare de alarmă la Oradea, la doi pași de granița cu Ungaria și treceau la CFR și îmi treceau noaptea că aveam pichet de control și număram 60 de vagoane cu armament militar care se ducea din sud în vest și din vestul României se ducea, se ducea spre Giurgiu. Era Ceaușescu, a schimbat trupele românești de la Giurgiu, veneau spre granița cu Ungaria și ce era de etnie maghiară era luat și era dus jos în granița cu Ungaria. Pentru că trebuie să știe telespectatorii că atunci Ceaușescu nu a scos armata să o ducă în alianța comunistă. Evident, asta am și spus. Da. Asta am și spus, dar a apărut mitul ăsta că în cazul în care ne-ar invada rușii, scoatem laserul și topim tancurile. Pe cât pare de hăbăuc, de nebun acest mit, să știți că a prins. Cel puțin la mintea copiilor a prins. Că noi eram cu apăruseră cu Star Wars, văzusem filmele la cinematograf și prindea chestia asta cu laserul. Ei, așa e și Europa acum. Păi după raportul Draghi, care a apărut acum, nu știu, două săptămâni, că arată că Uniunea Europeană e praf. Nu e competitivă pe nimic. Pierde competiția cu India, cu China, cu Statele Unite, cu Brazilia, absolut pe orice palier. E dezindustrializat. E la pământ. Germania este în al doilea trimestru de scădere economică. Deci, ideea asta că vom lovi rapide este fix ca în plenarele din ultimii ani al lui Ceaușescu, da? Fix așa este. Uitați-vă cum aplaudă ea în sală, da? Deci zici că ești la plenarele lui Ceaușescu când îl aplaudau pentru toate porcăile pe care le spunea și pe toate planificările de le făcea, erau nevoiți bieții oameni să vopsească frunzele în verde și să pună cornuri din astea, din plastic în magazine ca să pară că sunt magazine pline. Așa a ajuns Europa. Păi cum să te bați, mă, cu Statele Unite ale Americii? Ce să lovești tu puternic când ai ajuns de-i ca nimeni? Vin chinezii și vând la o treime din preț mașini în Germania, încât ăștia vor să pună taxe vamale pentru mașinile chinezești. Și vine după aia premierul Germaniei și spune Olaf Scholz, a, nu, că să vedeți că o să fie competitivă Germania. Păi cum să fie, mă, competitivă când Germania aceeași mașină, mașină pe mașină, cere 60.000 de euro pe un Volkswagen și ăla pe un BID cere 22.000 de euro. Mai mult decât atât, mai vine și Tesla. A scăzut prețul, ăla cere 28.000 de euro sau 32.000 de euro pe mașina pe care o vinde în Europa. Deci e bezna minții să crezi că poate să răspundă cumva unei agresiuni, să-i spunem așa, ale Statelor Unite conduse de SUA. Chestiunea e foarte simplă. Așa cum a făcut și în primul mandat, și în al doilea mandat, în cazul în care îl va câștiga, Trump nu va negocia cu această non-existență numită Uniunea Europeană, va negocia cu fiecare stat european în parte. Pentru că până la urmă, așa cum am spus și voi continua să spun mereu, Uniunea Europeană trebuie privită ca o uniune de state suverane, nu ca un tot. Așa, și dacă luăm câteva părți bune, că circulația populației care e liberă, care de fapt nu e liberă, că uite, trebuie să ai pașaport verde ca să poți circula, trebuie să-ți bagi în venă neapărat vaccinul pe care îl produce ăla ca să poți să circuli. Bine, astea sunt basme și conspirații. Păi eu nu sunt basme și conspirații. Nu e adevărat, eu n-am niciun pașaport verde, am buletinul, trec prin graniță și păi nu, plecat. Dar cu 3 ani erați obligați să faceți vaccin sau să dovediți că v-ați făcut test. Ai cu 3 ani nu te lăsa să ieși nici dintr-o stradă într-alta fără exact. Asta. Nu vorbim de Uniunea Europeană în contextul în care erau reglementate. Păi are legătură, că doamna Ursula și la cucuieții din de alte oprea. A făcut contractul cu Burla, și-a șters textele din asta ca să nu fie investigată. Sper să le poate recupera de pe server cumva, că le-a nu dispar așa în aer, da? Apropo, ar fi frumos când o arătați pe Ursula von der Leyen să-i arătați și casa sau palatul în care stă, să vadă populația României unde locuiește Ursula von der Leyen, trebuie să spune și câți copii are. Unde locuiește? Într-un palat.
Deci Mar-a-Lago ăla al miliardarul Trump e nimic. Și femeia asta n-a produs nimic, a fost doar politician. Păi e dintr-o familie bogată, cu tradiție în politică. Știe okay. Domnul Rusu mai bine. Păi da, e împărăteasă. Da, da, da. Deci, domnul Gicufiru, apropo de taxe vamale, să știți că taxele vamale din Germania, nu numai că sunt propuse, sunt și aprobate. Prima chestiune. Nu uitați că guvernul de la împotriva Chinei și guvernul de păi la Washington merge bine, de ce e nevoie de taxe vamale suplimentare? Pentru produsele chinezești. Nu uitați că... Păi ce țară liberă aia când protejez? E ca Ceaușescu înainte. Nu, ca să protejeze mașinile electrice germane. Păi deci, nu uitați că păi la Washington... E economie de piață sau nu? Păi e de piață, dar piața nu mai este așa cum o știam noi odată. Casa Albă este aceea care e mare dispută și ridică taxele vamale. Nu uitați că această Uniune, vorbim de contextul european. Păi nu e lui, de-aia le ridică. În Uniunea Europeană, sigur că are multe chestiuni care sunt discutabile, dar nu înseamnă că Uniunea Europeană este rea. Așa cum a ajuns acum... Haideți să ne gândim la protecția mediului. Da? Este comitent. Protecția mediului. În America este o nenorocire cu protecția mediului. Haideți să ne gândim ce s-a întâmplat cu Polonia de când ar trebui să respecte protecția mediului. În ce sens e nenorocire cu protecția mediului în state? Că să înțeleagă telespectatorii. În ce sens? Adică nu respectă aceste legi de protecție ale mediului care sunt în Uniunea Europeană. Au alte norme. Nu. N-aș zice așa, pentru că până la urmă, descoperirea înșelăciunii Volkswagen a fost făcută în America de un inginer care, culmea, se numea Deutsch, deși era american, și nu în Europa. În Europa, vreți să știți, domnul Rusu, că absolut nicio firmă, nici din Germania, nici din Elveția, care avea capacitatea de a testa acele dispozite de înșelare, da? Nu a făcut test ca să nu fie cumva... Haideți să ne îndepărtăm un pic de industria asta, deci, auto, că și mai mult decât revenim la aceeași problemă și am încercat să o evităm. Americanii le-au spus germanilor, adică doamnei cancelar Merkel, un an înainte de a apărea scandalul și n-au făcut absolut nimic. Ne ducem într-o direcție foarte, foarte îndepărtată de subiectele noastre și s-ar putea să nu mai avem timp în emisiunea asta să revenim. De aceea vă invit să rămânem aici, în zona lui Donald Trump, în zona alegerilor din Statele Unite ale Americii, relația cu Uniunea Europeană, și vorbim acum despre Elon Musk, care, iată, în bunul spirit al antreprenorului cu mulți bani și implicat în politică, pompează și niște bani în campanie electorală. Guvernatorul democrat al Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a cerut duminică forțelor de ordine să-l investigheze pe miliardarul Elon Musk pentru promisiunea sa făcută la un meeting pro-Trump din weekend de a oferi câte $1,000,000 zilnic până în ziua alegerilor, relatează Reuters. Elon Musk anunțase săptămâna trecută că va acorda $1,000,000 în fiecare zi unei persoane care votează o petiție pro-Trump. Aceasta sprijină primul și al doilea amendament din Constituția SUA, care garantează libertatea de exprimare și dreptul de a purta arme. Musk a dat sâmbătă primul cec de $1,000,000 unui participant la meetingul din Harrisburg, Pennsylvania, care a fost găzduit de America PAC, un grup de acțiune politică pe care CEO-ul de la Tesla l-a înființat pentru a-l susține pe republicanul Donald Trump în alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. Shapiro a declarat în cadrul unei emisiuni că planul lui Musk de a le oferi bani alegătorilor înregistrați în Pennsylvania este profund îngrijorător și este ceva la care forțele de ordine ar trebui să se uite. America PAC joacă un rol major în mobilizarea și înregistrarea alegătorilor în statele care ar putea decide alegerile, precum Pennsylvania, dar există semne că grupul are probleme în a-și atinge obiectivele. Norocosul beneficiar al cecului de sâmbătă a fost un bărbat pe nume John Dreher, potrivit organizatorului evenimentului. Domnule Mihai Rusu, cum e cu banii ăștia oferiți de Elon Musk? Pare așa ca în estul Europei. Păi vorbeam înainte de Elon Shore, nu? Vorbeam înainte de Elon Shore, care de la Moscova a trimis bani, pachete de bani în Moldova pentru a fi șpăguiți electorii săraci, să spunem, și electoarele sărace din Moldova. Bun, acum este vorba aici de o persoană, $1,000,000. Interpretarea este subiectivă, pentru că fiecare o vede altfel. Dar, dincolo de această propunere imorală, să spunem, Elon Musk are mari probleme datorită concurenței cu China, deci cu mașinile lui,
Are concurențe, are probleme la bursă și are probleme cu finanțarea fabricilor. Deci aici în Germania construiește o fabrică Tesla, aici a avut probleme cu aprobările pe care trebuia să le primească, care inițial i-au fost promise, are probleme cu angajare. În tot acest trust al lui, mai ales partea Tesla, trebuie să pună, trebuie să treacă în șomaj 3.000 de oameni. Deci nu este totul ce strălucește aur, așa cum crede lumea și cum crede Elon Musk. Că este radicalizat, asta este fără niciun fel de, n-am niciun fel de limită sau e clar, ne demonstrează. Foarte bogat, are foarte mulți bani, are platforma X, are Tesla, deci are o putere formidabilă și acum, pe lângă banii care i-a, vrea să aibă și o forță politică, motiv pentru care s-a alăturat lui Donald Trump. Vrea să fie ori unul dintre consilieri, ori vrea al lui de la Casa Albă, ori vrea să fie acela care să preia bugetul public și să-l distribuie sau să-l împartă el cum vrea. Deci, iată, Donald Trump nu e personajul numai acela care îi trimite rachete și este lider în producția cosmică. Da, domnule Gicufiru, da, Elon Musk, dar haideți să vedem puțin. Am înțeles că nu e o chestiune imorală, suntem cu toții de acord. Dar trebuie că... să ne referim la ce a făcut. Pentru că păi, să nu se înțeleagă, pentru că promul pe care l-ați dat spune adevărul. Banii pe care îi promite nu sunt pentru alegeri. Nu sunt pentru alegeri. Vorba de o petiție. Exact. Petițiile care sunt respinse sau admise. Asta pe de o parte. Cel care îl acuză este un guvernator democrat. Deci e o chestie politică. N-are nicio treabă cu legea. Și evident că... Dar cum e pacul ăsta? Adică se face o fundație în care se pompează bani, banii aia ajung la alegători, adică... Asta ar trebui să ne explice șeriful șerifilor în ce privește fundațiile care pompează bani, respectiv Bill Gates. Și ar trebui să ne explice familia Clinton, iarăși, care are o fundație unde s-au vărsat miliarde. Inclusiv de la Rusia și de la dictatori de prin lumea a treia. Ăștia ar trebui, că ăștia sunt primii la, nu Elon Musk. Elon Musk a aflat târziu secretul ăsta cu fundațiile. Și da, e el mai generos că dă milionul ăla foarte bine. Și aș vrea să primesc un milion că semnează o petiție. Din păcate, la noi petițiile sunt privite cu superioritate de către autorități, pentru că, din păcate, noi românii încă nu am deprins obiceiul de a ne adresa direct persoanelor alese cu petiții sau poate chiar cu scrisori sau cu e-mail-uri sau cu telefoane și mai departe ca să ne susținem cauza. Pentru că sunt foarte multe proiecte de lege chiar acum depuse în Parlament sau care sunt confecționate de guvern, unele dintre ele privesc apărarea națională, care sunt împotriva interesului național și noi nu le cunoaștem pentru că statul român, care e un stat quasi-securist, ascunde inclusiv sau nu-ți dă accesul online decât on-site la dezbaterile publice pe care știți bine că sunt obligate să le facă înainte de elaborarea unui proiect de lege. Întorcându-mă la petiția asta, din punctul meu benignă, la care dă un premiu care până la urmă nu face altceva decât un fel de gorila marketing, adică știți, gorila marketing înseamnă să ieși în piață și să faci mult zgomot, exact, asta face Elon Musk, pentru că mai sunt 2 săptămâni până la alegeri și atunci chestiunea asta cu milionul, cum făcea înainte, dacă vă amintiți, Florin Călinescu, cu mânuțele astea două, da? Când organiza la televizor tombola aia, sau pe la altă televiziune era un joc din ăsta care zicea că m-a scos din foame, zicea unul la un moment dat, tot așa pe niște astea. Deci sunt chestiuni care sunt mai degrabă de chestiune de campanie, de engagement, adică de înrolarea cetățenilor, poate unii care nu sunt convinși să voteze și nu cred că e în niciun fel imoral. Iar în ce privește afacerile domnului Elon Musk, câtă vreme la momentul ăsta e considerat pe locul întâi la averi, înseamnă că face și ceva bine. Probabil că face câteva lucruri mai puțin bine, dar să fii numărul unu la nivel planetar, când vorbim de câteva miliarde de oameni, nu cred că e cel mai ușor lucru
de făcut. Da, am face și noi bine terminăm domnul, aici. Da, o clipă. Domnule Cicufiru, avem multe idei divergente, dar cu una sunt de acord cu dumneavoastră. Uite, cu cea mai importantă idee din această emisiune. România este un stat quasi-securist. Cu asta sunt 1100% de acord cu dumneavoastră. Aici e legătura noastră, avem intelectual, avem aceeași linie. Să știți că dumneavoastră sunteți de fapt de acord cu multe dintre lucrurile la care suntem divergent, dar ce face diferența e că eu nu le mai nuanțez. Dacă le-aș nuanța, dacă avea o discuție care sureze mai mult și am putea să argumentăm, lucrurile ar sta diferit. Dar suntem... Păi e bine așa. Da. E bine așa, domnul G. Vă cheamă și bine, firul. Desfacem firul în patru. Ce vrea să spună domnul Firu e că dacă am stat la o șuetă, la o bere, la o ceva, discuțiile ar fi mai puțin aprinse. Așa perfect. Pentru că stăm la un pahar de apă într-un studio de televiziune, discuțiile pot fi uneori și în planuri care ajung să fie contundente. Da? Democrația înseamnă diversitate și toleranță. Și respect față de opinie celorlalți și o respect enorm. Vă mulțumesc mult, domnule Rusu, pentru că ați stat alături de noi și astăzi, deși timpul nu vă prea permite. Da, și eu îmi permite, dar acum trebuie să mă retrag. Vă mulțumesc, domnule Cicufiru, a fost din nou o plăcere să dezbatem idei. Numai bine. Așa e bine, să afle lumea mai multe puncte de vedere și telespectatorii să decidă ei care ce vor ei. Mulțumesc mult! La revedere! O zi bună, la revedere! La revedere! Domnule Cicufiru, vă mulțumesc și noastră că v-ați făcut timp să veniți aici alături de noi în studiourile Sens TV. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră că ați asistat la discuția noastră. Sper că a fost o discuție antrenantă, plăcută pentru fiecare dintre dumneavoastră cei care ne urmăriți. Ne despărțim aici de Sens Național, nu înainte de a vă invita de la ora 22 în fiecare zi de luni până vineri să urmăriți Astrologica aici la Sens TV. Noi ne reîntâlnim în fiecare luni de la ora 20, de luni până miercuri, pentru a face Sens Național. Dacă nu ați văzut emisiunea de la început, vă invităm și pe canalul nostru de YouTube, Sens TV Ro, unde puteți să vă abonați. În playlist-uri găsiți emisiunea Sens Național, puteți să trimiteți opiniile noastre, comentarii și sugestii la ceea ce doriți să mai urmărim aici împreună dintre subiectele pe care le alegem în agenda noastră. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sunt Sorin Manea și vă doresc o seară plăcută!